Guys, bine m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să filmez un haul cu niște produse achiziționate în ultimele luni, nu știu, ultimele 2 luni, cam așa ceva. N-am făcut niciodată un haul, sper să vă placă, oricum sunt produse ieftine. Ca să știți despre mine, nu mi-au în general haine de la nu știu ce branduri. Adică doar trebuie, nu știu, să-mi placă extrem de mult ca să dau bani pe ele. Oh, da, sunt tot grăcită, dar asta e. Bine. Asta e adevărul. Nu îmi place să dau mulți bani pe haine care oricum se rup, oricum... Adică am avut și haine de la tot felul de chestii din astea. Sau Adidas de la, nu știu, Nike, Adidas. Și oricum s-au rupt, adică pe bune. Li s-au rupt plasta sau li s-au rupt talpa sau... Pana mea. Să ne ofer ca și toate celelalte, doar că ai un mare logo scris pe tine. În fine, să trecem la subiect. Astăzi o să fac un haul cu niște produse din Jumbo, nu sunt așa de multe, însă am trecut pe acolo și acum în ultimul timp m-am mai învârtit pe acolo și am mai luat niște chestiuțe. O să mai luam niște haine de la PPT, dacă știți magazinele PPT. Aveau doar site la început, acum și-au deschis magazine în toată țara. Mai am și niște produse de la niște magazinuri No Name-uri. Asta e. Eu vi le arăt ca și surse de inspirație pentru primăvară, dacă o să vă placă. Mai am și două produse de la niște magazine, dacă știți magazinele alea unde scrie totul la 10 lei. Da, nu e nimic la 10 lei. Da. Ok, și am revenit. Între timp mi s-a umplut memoria pe card, l-am schimbat și acum am revenit. Deci, ce ziceam, o să vă arăt niște produse ieftine pe care le-am cumpărat în ultimul timp. Sper să vă placă, dacă v-a plăcut, sper să dați un like acest videoclip, nu știu, un subscribe, ceva, acolo, mă arătați pe mine. Bun, și să începem, să nu mai lungim treaba. O să vă arăt prima ce am luat de la Jumbo, că le-am toate aici, nu știu, și date. Soțul meu și-a luat o kendama. O kendama. Da, s-a jucat el, le-a văzut acolo în magazin. Era una din asta de probe, era desfăcută. Și s-a jucat el puțin așa cu ea. Și zicea, știi ce, îmi iau și una pentru acasă. Și s-a mai jucat cu ea o zi și cum s-a plictisit. A crezut că am luat el. Dar s-a cam plictisit de ea. Să punem de decor. Da, glumesc. Asta a fost 10 lei, probabil a fost ceva la reducere sau habar n-am. Erau acolo puse pe chestii din aia, pe mijlocul la Jumbo. Cine a fost în Jumbo știe despre ce vorbesc. Și, da. Asta a fost 10 lei. Chiar a fost primul lucru pe care l-am luat din magazin. Era chiar aproape de intrare, 10 lei, domnișoara asta. Bun. Următoarele. Pentru că eu sunt obsedată de bacterii, am luat genul ăsta antibacterial. Peste tot pe unde am căutat, era foarte scump, adică mi se pare scump o chestie din asta, să dai 10, 15, 18 lei pe ea. Pe asta am dat, nu știu, vreo 4 lei și ceva, 3 lei și ceva, nu vreau să numim. E cu muncă de cocos și miroase foarte bine. Când aplici uleiul ăsta, așa ca și un ulei, dar când îl aplici se topește în contact cu căldura mâinilor, miroase un pic a alcool, dar după ce se usucă și intră în piele, miroase foarte, foarte tare a cocos și e foarte ok, adică mie îmi place. Bun. Următorul lucru cumpărat din Jumbo este acest suport de telefon care se mărește și se prinde cu chestii din asta. Adică se prinde în chestia aia a mașinii de unde este aerul cald și rece. Știți voi, reglajele are, nu știu cum mai mai zice, dar vă da voi seama. În chestia aia se prinde și se mărește. Am luat două din astea, vă arăt doar una pentru că sunt exact la fel. 5 lei a fost una. Bun. Următorul lucru
aici. Pentru că vine vara și pentru că eu m-am săturat de fucking glavă, mi-am luat un aparat de ras. De depilat sau cum dracu zice. Bun. Nu mai am ambalajul să vi-l arat, l-am aruncat. E de la Omnia. E cu baterie aici în spate. L-am testat puțin când l-am desfăcut și chiar tare, adică e ok, să văd cât o să meargă, dar chiar ia. Poate că nu bine. Bun, în putuța lui am venit cu acest stăculeț, care nu se vedea, era apăcat așa sub el și nu se vedea, dar are acest stăculeț de depozitare, de care mă bucur că măcar nu l-am peste tot și știu că e stăculeț. Mai acest capac care trebuie să stea pe el, însă surprize, surprize, nu stă. Și această pere de curățat. Pac, 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 pac. Ați înțeles pe ea. Bun, de asta mă bucur deocamdată să vedem cât o să meargă cu telefonul ăla. Să vedem cât o să meargă și cât o să fie de bun pe viitor. Nu m-am depilat încă așa asta, îmi fac picioarele și mâinile și așa. Este totuși să fie ok și de folos. Bun. Ce mai luat din geabă? Ana! Înghețata asta cu fasă. Care de fapt este un breloc. De fapt era un breloc. Un fel de breloc. Cu fost. Care l-am atașat eu aici. Dacă se vede. Era prins de chestiile astea. Însă i s-a rupt chestia de care era prinsă și a căzut pe jos. Noroc că am văzut-o. Asta a fost 7 lei și noroc că am văzut-o și mi-am recuperat-o. Însă n-am avut timp să îi fac eu din nou ceva ca să o prind la loc. Și nu v-am zis de depilator. Depilatorul cred că a fost 13 lei, nu știu, cam până 15 lei, cam așa ceva, nu a fost mai mult de atât. Bun, că tot am arătat ăsta, mi-am luat un rucsac, pentru că vara mie un rucsac mi se pare mai mult decât ce trebuie, pentru că vara cel mai mult eu, nu știu, am Adidas sau expatile sau, nu știu, poate bun. Însă, când te îmbraci sport, chiar merge ăsta. Acum, dacă mi-au fustă sau ceva, da, mi-au gentuță, dar ăsta chiar merge. Are aici, loc de depozitare aici are un mai mare. Aici, mă scuzați, e deranj, pentru că doar ce am venit și l-am folosit. Aici, înăuntru, nu știu, nu va se ține. Dacă se vede, nu prea se vede, cred. Aici nu mai are un buzunar de spărțitor, mai are buzunare aici pe margini și îmi place foarte tare. Chiar l-am purtat în disperare de când îl am. Pe ăsta am dat 40 de lei și sunt de la acele magazine care m-am zis eu, are la care scrie totul la 10 lei. Asta a fost 40 de lei de acolo. Bun. Mi-am mai luat niște cercei. Eu sunt moartă după cercei, am o groază de cercei. Da. Corect. Am o groază de cercei. Am luat niște cercei cu ciufi de aia lungi. Și mi-am luat niște failuri de cercei total. Am dat 6 lei pe ei. Nu am mai luat bine aminte, dar 6 lei. Sunt într-un magazin chinezesc. Îmi place să mai intru pe acolo, chiar au foarte multe modele de cercei foarte drăguțe. Și la 6 lei am găsit ăștia. Deci superbi ăștia. Sunt absolut superbi. Deci n-am ce să te reproșez. O singură chestie de reproșat. Deci fiți atenți. Tac. Se ciuperesc. Deci de groază. De groază. Cred că o să por doar la ceva, nu știu cum să fac poze sau ceva. Dar în rest
N-am unde să-i port, pentru că sunt de groază, sunt ciupelesc groaznic. După ce am luat, am văzut, erau niște fire așa mai grețe pe aici și zic, mă, poate al doar alea să scot, că, na, nu prinde prinse. Dar văd că se scot, aia drept, se scot toate alea. Pac! Se ciupelesc într-un hal, nu vă puteți imagina. Asta e, dar nu-s portabil. Ghinion. Însă, într-un alt magazin chinezesc, din ăla care am luat pe eu, iar și din altul, am găsit ciufii ăștia, super drăguței, o să fie un pic cam... Au așa, tot așa, se vedeți mai bine. În galben, îmi place galbenul ăsta de mor, păi, și au aici o pietricică. Sunt super drăguți, pe ăștia am dat 3 lei, cred că, și ăștia nu se tipăresc. Ăștia nu se tipăresc. Ăștia îi port în disperare, că nu sunt tare dragi și așa cu căldura și cu venitul primăverii și cu florile, copacii. Ia lor, ăștia. Bun. Și cred că am terminat cu chestioarele astea. Eu cum am doar de îmbrăcat și de încălțat niște chestii. Bun, de încălțat mi-am luat ceva super pinghiș. Aceste rătane. Aceste rățane super drăguțe. Asta sunt aceste rațe, fac cu cei de casă, cu obrajorii ăștia super drăguți acolo, pe care îi iubesc. Bun, și pe ăștia i-am luat cu 40 de lei. Sau 20 de lei. Nici nu mai știu. Deci pe bune nici nu mai știu. Sau 30 de lei. Habar n-am, nu știu, iar i-am luat de ceva vreme oricum. Sunt mărimea 40-41. 6 de spate. 40-41. Și i-am luat de la magazin de la nașa mea. Deci nu știu unde-i găsiți. Barna. A fost la ea odată și am văzut rățuștele astea și am zis că nu pot să plec fără ele acasă. Noroc că a avut și mărimea mea și na. Parcă sunt un copil mic. Dar prinde cald super, super bine la picioare. Eu cum sunt mega friguroasă și eu tot timpul sunt rece la mâini și la picioare, că ăștia sunt giugiuc. Bun. Să trecem mai departe. Am această pereche de Adidas sau, mă rog, sunt mărimea 41, au fermoar pe ambele părți, pam, pam. Ce să vă zic de ei? I-am luat dintr-un magazin chinezesc și am dat pe ei 38 de lei. Da, 38 de lei. Și sunt foarte confortabili. Sunt așa foarte, cum zic, tare aici sus. Deci au o statură sau ceva de genul. Eu nu știu cât de mult o să țină statura asta să fie așa până când o să se bage pe o altă sau să se docească. Însă, da, eu, cum să vă zic, dacă intru într-un magazin și văd ceva și îmi place și am și banii respectivi la mine ca să pot să cumpăr acel produs, eu cumpăr, că așa sunt o stricătoare de bani. Însă dacă costă foarte mult, nu iau, sincer, că nu mi se pare, nu știu, nu mă simt bine. Dacă dau prea mulți bani pe un produs care știu că pot să-l iau și la mai puțin bani, nu știu, mi se pare așa, știi? Nu pare rău după ce dau banii pe el, așa că nu prea cred că o să găsiți la mine pe canal lucruri foarte, foarte scumpe sau exagerate scumpe, pentru că nu obișnuiesc să iau așa ceva, nu, na, pur și simplu nu stă mie în fire să dau mulți bani pe niște chestii care știu că le pot lua și cu mult mai puțin bani. Așa că... Bun. Să mergem mai departe.
Tot din același magazin s-a luat și soțul meu. Mamă, ce mă gândesc așa. Și-a luat și soțul meu Adidas și ăștia, care ia super. Na, mă rog, eu era ta, vedeți. Așa, sunt cu modelul la Nike cu pana mea. Așa, și ce ziceam, mi-am luat tot de pe internet, fix de la Nike, eu, asemenea Air Max. Nu ne-am să minte. Asemenea Air Max-uri. Și nu unul, ci două la număr, am avut unii roz complet. Și am mai avut unii negru cu roz și într-o variantă gata. S-au dus dracu sau... Și am dat peste 1 milion pe fiecare. Așa că de aia zic cam tot un drac. Doar că ăla e dracu original și ăsta e drac fake. Cam asta e treaba. Bun, deci a luat chestiile astea, care este super drăguț pe picioare, ce este ca și o catifea sau ca și o piele toarsă, aici are pânză și mie sunt tare dragi și lui este foarte bine pe picior cu ei și e super mântărit. Bun. Pe ăștia el a dat 55 de lei. Așa. Următoarele, să spun, mai am o pereche de Adidas. Bun. Următoarea pereche de Adidas pe care nici n-am purtat-o niciodată decât am încercat-o. Sunt Adidas și ăștia. Zice share. Share. Sau Shark. Ah, Shark. Da. Shark Attack Collection. Și sunt de la PPD, la ăștia mărime 40, sunt ăștia cu pânză, e o pânză elastică, ăsta eu nu folosesc, dar pot să-l mai strângi dacă totuși vrei, dar mie mi-s bune așa, cum sunt. Sunt un alb, așa că trebuie, nu știu, crem, gâlbui, cumva, cam așa ceva sunt, da. Și am luat pentru când va fi mai cald, pentru că mie îmi place să port Adidas și vara și cu, eu știu, diferite fuste, merg bine cu toate dacă sunt elegante, cu dracu nu iau Adidas, însă merg cu diferite fuste sau pantaloni scurți sau jegger sau mă rog. Și îmi place pe tare și sunt așa foarte, așa, foarte puffă și foarte flexibil. Pe ăștia am dat până în 30 de lei, nu știu, cred că 25 de lei, cam așa ceva și de la PPD, cred că am mai zis. Dar sunt de la PPD. Bun. Următoarele lucruri. Am o bustieră dintr-un magazin No Name. Pe asta am probat-o. Și o să o vedeți îmbrăcată. Poate nu vă dați seama cum vine. Deci vine așa un X. Un X pe spate. Se închide ca și sutienul. Are trei trepte. Are trei trepte din astea. Mărimea la asta e LXL. Are și bureție aici. Se poate scoate dacă vrei. Însă nu e push-up, e doar un burețel subțire care să te țină așa. Nu e deranjant, nu e push-up din ăla gros, nu e nicio treabă din asta. Și pe asta am dat 20 de lei. În acel magazin am intrat cu altă treabă, să cumpăr altceva, însă am văzut bustierele astea expuse și am zis și eu vreau și am luat-o cu 20 de lei. Bustieră, are un material super fain și îmi place foarte mult să o port cu niște blugi pe care vi-arăt acum. Cu acești blugi. Cu o talie super înaltă, adică dacă vedeți talia începe de aici și se termină aici. E o talie super, super înaltă. Așa arată la spate. Sunt super elastici. Pe ăștia am dat 40 sau 30 de lei, cam așa ceva. Știu că nu vă dați seama cam, așa, cam cum sunt ei. Cam cum. Vorbesc corect gramatical. Nu vă dați seama exact cum sunt, însă i-am probat și pe ei și o să-i vedeți. Ok,
Următoarea pereche de pantaloni care mi-am luat-o e asta. Ăștia sunt de la PPT. Sincer, nu mai știu cât au costat pentru că le-am rupt eticheta că le-am și purtat odată. Au banda asta roșie, pe aici. Sunt ceva între un pantalon de tenis și un pantalon de ăsta iegăr cu pana mea. Astea au fost, sunt mărimea XXL. Nu știu unde le mai. Am probat și un XL, dar nu am putut în asta e. Bun, și pe ăștia i-am probat, ca să vă dați seama de ei, cum arată. Vă pun. Bun, și tocmai mi-am dat seama că am uitat ceva. Când am fost la Oradea, nu știu cum zilele astea, am intrat pe la Auchan, mă rog, Auchan, Ocean, whatever, nu contează, fiecare spune cum vrea, așa. Și am fost acolo că au niște rafturi, mai multe, dar da, sunt niște rafturi, unde scrie biblioteca ta Auchan, ceva de genul, cred că cam, cred că așa ceva. Sau librăria ta, Auchan, nu știu, nu mai înțelege, da. Sunt o tonă de cărți din toate domeniile. Mie îmi plac cărțile de dragoste foarte mult. Ceea ce nu-mi plăceau, îmi plăceau doar cărțile alea de groază, cu prăji, vampiri, mistico, fantastic, nu știu ce. Însă acum am descoperit așa niște cărți foarte bune de dragoste și am descoperit că îmi plac. Așa că din colecția Iubiri de poveste mi-am luat cartea asta, Cum să se duci un ticălos. Am luat pe ea 5 lei și ceva, deci foarte ieftin, sincer. Pentru că dacă îți comanzi o carte cu 300 și nu știu câte de pagine are asta, să și văd câte pagini, câte pagini scrise. 343 de pagini scrise, da? Așa, deci cum să te duci cu un ticălos. Am început să o citesc, la început nu e foarte, foarte captivantă, însă pe cum parcurgi în poveste, te înfige așa un pic în ea, vrei să vezi ce se întâmplă, ce e, cum e, și gătește să mai am niște timp să mai citesc mai mult, să intru mai tare în poveste. Mai am cărți de la colecția asta, Iubiri de poveste, pe care le-am citit și mi-au super plăcut. Așa că dacă am văzut colecția asta, și au mult mai multe, adică dacă nu vă place, eu de obicei citesc povestea asta scurtă de pe spate. Gălăgie. Și după poveste. Nu știu dacă vreau de la voi, dar e gălăgie. După descrierea de aici mă iau și mă gândesc dacă mi-ar place o carte sau nu. Aici se descrie ce se întâmplă în carte și am citit fragmentele astea și mi-a surus ideea, așa că am zis că trebuie să văd mai detaliat povestea. Mai au mult mai multe la Auchan din colecția asta, Iubiri de poveste, mult mai multe titluri și mă gândesc că dacă vă plac povestiri de dragoste, o să găsiți o carte care să vă placă din această colecție, că e super tare. Soțul meu și-a mai luat de la PPT niște tricouri, pentru că și-a mai luat de acolo și-l mai luat când era site-ul. Și au fost foarte ok, foarte calitative și a zis că și acum să-și ia, dacă am fost prin Oradea, am intrat și a găsit niște tricouri, da, super drăguțe, și să vi le arăt și pe alt. Este unul dintre ele. Asta îmi place foarte, foarte, foarte mult, îmi place la mine. E mărimea L, are niște chestii aici pe mânecă.
acum n-am să le arăt probat că e a lui și sigur nu o să stea să le ia pe toate să le probeze. Și ăsta a costat, ăsta am și etichetă că mi l-a purtat. Asta a costat 12 lei, 11,99. Și super fain, e vinul cu care e un pic mai larg decât, deci e bun la lungime, dar e ăsta oversize, sau cum ne vei zice, așa ceva. Îmi place super mult! Bun, ăsta eu am zis să și leacă, l-am iubit de mult și leacă. Asta că nu-mi pare că e de nu? Nu știe. Bun, sunt în aceeași colecție cu Adidas-ul meu, roșu, Shark Attack. Asta e următorul, pe alb, ce a scris acolo. Asta e mărimea M și ăsta a fost tot 12 lei. Următorul tricou este acesta. Asta a fost mărimea S. Deci nu corespund mărimile. Dar ăsta nu mai am niciodată. Probabil s-a rupt. Dar cred că tot așa. Ok, și am revenit din nou, pentru că a fost întreruptă. Da, trebuie să trec la următorul articol, nu? Cred că da. Și sper că da. Următorul articol este acesta. Asta e mărimea L. Și e super drăguție cu chestia asta. Cu constelații. Îmi place super tare culoarea asta, nu știu, e un burgundiu, nu știu cum se vede pe cameră, dar e un fel de burgundiu așa. Și e super drăguț. Îmi place foarte mult. Dacă se aud zgomote pe fundal, îmi pare rău, da. N-am ce să fac. Asta e. Până să mă apuc de filmat, era liniște. Bun, următorul e ăsta și ultimul. Ăsta e mărimea M. Și cu acest script care și da, îmi place foarte mult, e cu astea de arme aici sus și ăsta a fost 13 lei. Cred că și celelalte două au fost tot 12 lei care n-au avut. Sau, nu știu, sau 19 lei. Ceva, e de 19. Și mai am un singur articol, pantalonul ăștia tot el și a luat. Numai de la magazinul online. Nu sunt nici să văd mărimea măcar. Dacă o găsim. Dar cred că nu găsesc nici mărimea. Sincer. Small? Scrie mărimea small? Hai să mă scrie. Și sunt niște pantaloni de training romani negri. Din asta aici jos cu elastic, cu elastic aici sus. Sunt niște pantaloni simpli, negri, de training și atât. Bun. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la videoclipul meu, dacă ați ajuns până aici. Sper că v-a plăcut. Și din nou. Și să știți că nu am făcut reclamă la niciun magazin, nu sunt sponsorizată nici un magazin, nici de PPT, nici de Jumbo, nici de nimic, deci e fără sponsorizare. Doar am vrut eu să vă arăt și să vă dau niște idei de niște, nu știu, haine, chestiuțe, treburi. Nici nu am avut inspirație ce să mai gândesc. Glumesc, mai am niște videoclipuri la care mă gândesc să le filmez, niște videoclipuri de filmat. Pe care sper să am timp să le filmez. Nici acum nu știu cât de bine și cât de bună a fost lumina. Pentru că apar plouă și e o lumină cam proastă. Și o să filmez foarte, foarte aproape de geam. Așa că sper că s-a văzut. Sper că va veni soarele și voi putea să mai filmez niște chestii drăguțe pentru voi. Vă pup și vă mulțumesc că v-ați uitat la videoclipul meu.